Bună ziua, stimați jurnaliști! Bine ați revenit la noi! Cred că în componența actuală nu ne-am revăzut de la mijlocul lunii ianuarie. Este o situație care ne determină să ne revedem cu toții aici. Bineînțeles, sărbătorile frumoase de Paști care le așteptăm cu toții să le petrecem alături de cei dragi. Pornind de la situația creată, vreau să spun că, fiind în săptămâna Învierii Domnului, trebuie să reflectăm cât mai multă atenție și prudență în raport cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Activitatea noastră va fi una sporită, una intensă. De aceea o să rog pe toți să avem răbdare, înțelegere, corectitudine și prudență în tot ceea ce facem în această perioadă. Totodată o să rog să avem toleranță, să fim solidari și înțelegători cu toți cei din jurul nostru. Dacă n-am precedent, am solicitat tuturor cetățenilor de a petrece sărbătorile alături de cei dragi, în cercuri restrânse pornind de la situația pandemică. În anul curent, cu certitudine, vom avea sărbători în cercuri mai largi, în rândul familiilor noastre, dar, concomitent, o să solicităm și o să rugăm să fim atenți în continuare la sănătatea noastră, pornind de la faptul că virusul nu a dispărut încă până la moment. Ceea ce ține de sporirea activității poliției, vreau să precizez că în perioada reflectată, poliția își va intensifica activitatea, sporind numărul angajaților implicați în procesul activității sale, cu circa 30% din suplimentar numărului de efectiv. Totodată vom asigura ca toate traseele să fie supravegheate și sub jurisdicția poliției, astfel încât toți cetățenii să se deplaseze în siguranță, să aibă certitudinea că nu se întâmplă nimic cu ei. La fel vor fi supravegheate și luate sub control locurile aglomerate și, bineînțeles, că poliția va interveni în toate cazurile de comitere a unor ilegalități admise de persoane sau de făptașii pe cazurile respective. Nu în ultimul rând, vom atrage o atenție sporită în continuare pentru cetățenii străini care traversează teritoriul Republicii Moldova, tranzitează sau vin în vizită pe teritoriul Republicii Moldova, de a le oferi suportul în continuare, ceea ce ține de modul de deplasare acestor categorii de persoane. Poliția în continuare descurajează acțiunile ilegale și faptele care cumva ar pereclita buna activitate și siguranța tuturor cetățenilor. O să rugăm ca toți cetățenii să aibă un comportament adecvat în continuare, în mod special o mare parte dintre noi o să meargă în locurile aglomerate sau în locurile de odihnă, în zonele de agrement. O să solicităm să avem acel comportament care ne caracterizează pe noi ca cetățeni, onești, corecți, cinstiți, în situațiile în care vom avea sau vor apărea circumstanțele și ne este cunoscut despre anumite ilegalități comise de unii cetățeni care pereclitează cumva buna odihnă a cetățenilor aflați în aceste locuri, rugăm ca să fie informată imediat poliția prin intermediul apelului 112. Totodată vom ruga ca cetățenii să întreprindă sau cel puțin să aibă posibilitatea și să străduie ca să memorizeze cât mai multe semnalmente despre acele persoane care încalcă liniștea și ordinea publică. Totodată, referindu-ne la traficul rutier, în cazul în care sunt sau apar circumstanțe despre conducerea agresivă, la fel, același lucru, rugăm să fim informați pentru a reacționa cât mai prompt la apelurile cetățenilor pe acest aspect. Nu este de neglijat și, la fel, cred că chiar este un aspect foarte important, prioritar, când vorbim de copii. Eu o să rog aici toți părinții ca să fie atenți, să atragă o atenție sporită asupra copiilor, de a nu-i lăsa sub supraveghere și nu a crea anumite situații de risc pentru aceste categorii de persoane. Cum am spus și mai sus, în această perioadă, în mare parte ne vom afla la mese cu cei dragi,
Eu aici o să vin cu un îndemn către toți acei sau acele persoane care sunt conducători ale mijloacelor de transport și urmează să urce la volanul mijloacelor de transport, de a evita consumul de alcool înainte de urcarea la volan. Totodată de a recomanda și celor aflați în preajmă despre acest aspect. Nu în ultimul rând, hai să fim mai buni și să evităm conflictele, indiferent unde n-ar fi impulsionate de a fi comisia acestea. Totodată, aș recomanda purtătorilor sau posesorilor, mai corect spus, de arme, că în perioada în care sau în situația în care servesc alcool, este interzisul portul armei din dot. Portul armei care îl deține în proprietatea sa. Riscă suspendarea dreptului de port armă în eventuală situație în care aceste categorii de persoane vor fi depistate în stare de ebrietate. La fel, cu referire la conducătorii mijloacelor de transport. Noi, în continuare, cum am îndemnat-o și anterior, la fel o facem și acum, solicităm, îndemnăm ca toți conducătorii să respecte regulamentul circulației rutiere, să nu admită devieri și încălcări ale acestora, care ar duce la anumite prejudicii. Noi nu trebuie să uităm, toții să știm, suntem așteptați acasă, alături de cei dragi. Cu referire la bunurile imobile, proprietățile ce ne aparțin tuturor, asigurați-vă odată cu plecarea de acasă, marea majoritate o să mergem în ospeții la rude apropiați, că bunurile noastre, imobilele noastre, rămân în siguranță, încuiate și sugerăm ca cetățenii să evite plasarea pe rețele de socializare a anumitor informații care ar crea anumite premize sau sugestii pentru cetățeni de a interveni și de a putea realiza anumite fapte ilegale pe acest aspect. Deci să evităm oricare sugestie de plasare că noi nu suntem acasă. Pentru cetățenii care ne deplasăm pe stradă, atunci când sunt anumite riscuri în anumite zone care mai puțin populate, la fel rugăm bijuteriile sau bunurile personale să nu fie plasate la locuri vizibile. Când ne referim la chei, acte, bani, să nu fie plasate în același loc. Să evităm posibilitatea pentru anumite situații, iarăși de risc, cum am spus mai sus. Referindu-ne la o mare parte din cetățeni care vin de peste hotarele Republicii Moldova și vor avea intenția de a efectua schimburi valutare. Se asigure că le efectuează în locuri vizibile, nu în locuri care ar crea riscuri pentru sustragerea bunurilor personale. Stimați cetățeni, deci, pornind de la ideea că se apropie această sărbătoare sfântă, vă dorim tuturor sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă pace și sănătate tuturor. Și cu toții împreună, alături de cei dragi nouă de acasă, să petrecem o sărbătoare în liniște, în pace și în bucurie cu toți dragi nouă. Eu vă urez la toți sărbători frumoase în continuare. Urmează colegii mei din cadrul IGSU, domnul Oprea, colegul de la Poliția de Frontieră, domnul Vasiloi, și colegul de la IGK, domnul Pavlov. După care, dacă o să apară întrebări, deja o să comunicăm suplimentar. Bună ziua! Deja cred că ne putem permite și fără măști, după 2 ani de zile de așteptări, acest briefing. În primul rând vreau să menționez că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este un serviciu de urgență care se află 24 din 24 în slujba cetățenilor. Așa se întâmplă și astăzi, așa se va întâmpla și în noaptea Învierii și în toate sărbătorile care urmează. Respectiv, aflându-ne în preajma către cele mai mari sărbători a creștinității, Sfintele Paști, colegii mei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență deja au
demarat o campanie de prevenire riscurilor în aceste locuri în care vor fi aglomerări de persoane, mă refer la casele de cult, respectiv începând cu 7 aprilie și până la ziua de ieri, au reușit să viziteze 1492 de lăcași. Respectiv, această cifră reprezintă 90% din lăcașele de cult din Republica Moldova și ne-am propus ca până la ziua de vineri să acoperim 100% toate lăcașele de cult. Respectiv, atenția colegilor mei se referă la recomandări și instruiri. Cum trebuie corect să ne comportăm, cum trebuie corect să prevenim anumite riscuri. În primul și în primul rând, colegii mei s-au referit la păstrarea accesului liber către aceste lăcașe de cult, având în vedere faptul că acolo vor avea loc aglomerări de persoane. Deci multe persoane se vor concentra în același loc. În al doilea aspect, știm foarte bine că aceste sărbători nu trec fără lumânări, respectiv aceasta a fost a doua recomandare care a fost înaintată tuturor fețelor bisericești ca să organizeze acest proces în așa fel încât lumânările să fie aprinse în primul într-un loc sigur, preferabil în afara lăcașilor de cult și doi, la o distanță de siguranță față de elementele combustibile. La fel, al treilea aspect la care s-au referit colegii mei a fost instruirea în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de primă intervenție. Mă refer aici la stingătoare și toate mijloacele care se află în dimâne. O altă solicitare care a fost înaintată se referă la păstrarea în poziție deschisă a ușilor, în așa fel încât, la necesitate, toată lumea să se poată evacua. Iar pentru a nu face aglomerație în interiorul lăcașilor de cult, am recomandat chiar să fie organizate slujbe prioritar în exteriorul lăcașilor. La fel vreau să menționez că exact așa ca și colegii de la poliție, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va activa în regim intensiv și în următoarele zile. În slujba cetățenilor se vor afla peste 600 de angajați și peste 200 de autospeciale. Dacă o să observați din precedentele activități, această cifră este crescută de la 500 la 600, tocmai având în vedere faptul că avem 100 propuneri de activități, vorba și de gestionarea fluxului de migranți, respectiv avem responsabilitatea să gestionăm în continuare centrele de provizorii, mă refer la centrele de provizorii realizate din tabere de câmp. În același timp, înțelegem că după sărbătoarea Sfântilor Paști urmează și Paștele Blajinilor, perioadă pentru care foarte multă lume deja s-a pregătit, dar o parte încă urmează să pregătească, să facă curățenie atât în cimitire cât și în curți. Și de aceea noi ne adresăm tuturor cetățenilor să fie atenți și vigilenți la faptul cum realizează această curățenie, să evite aprinderea gunoiului, resturilor vegetale și în mod special a vegetației uscate, pentru că în această perioadă vegetația într-adevăr este uscată, fapt care cauzează creșterea cazurilor de incendii de vegetație foarte mult. Avem plus 1500% comparativ cu perioada precedentă din anul trecut. Respectiv, noi ne adresăm către toți cetățenii să respecte reguli elementare de prevenire a incendiilor de siguranță. Vreau să reamintesc că colegii de la Inspectoratul Ecologic până ziua de astăzi au reușit să aplice amenzi pentru 285 de persoane. Mă refer la cazurile documentate de arderea vegetației uscate. Și încă o dată îndemnăm ca toți cetățenii să fie prudenți și vigilenți la acest aspect. Cu această ocazie vreau să felicit toată lumea cu apropierea acestor sărbători și vă dorim sărbători frumoase și sigure. Vă mulțumesc! Călătoriți în siguranță în perioada sărbătorilor și informați-vă doar din surse sigure. Asta este îndemnul nostru către conaționali, dar și pentru cetățeni care vin în această perioadă în Republica Moldova. Reamintesc că de două luni de zile
Colegii mei activează în regim special. Acest fapt este din cauza crizei generate de războiul din Ucraina. Zilnic, aproape 1500 de polițiști și polițiste de frontieră sunt de veghe la hotarele țării, asigurând securitatea statului și a cetățenilor săi. Vă informez că de astăzi, 20 aprilie și până în data de 2 mai, acțiunile noastre vor fi ajustate conform situației la frontieră. Din datele statistice ale ultimei săptămâni, la trecerea frontierei de stat crește numărul de traversări pe sensul de intrare. Asta se datorează faptului că conaționalii noștri revin acasă pentru a petrece în familie sărbătorile, dar și pentru faptul că în continuare Republica Moldova este deschisă pentru a primi refugiați din Ucraina. Din experiența anilor trecuți, este constatată o aglomerație mai pronunțată a punctelor de trecere la frontiera de stat cu România. În aceste condiții, dragi cetățeni, vreau să vă asigur că polițiștii și polițistele de frontieră vor fi la datorie pentru a garanta liniștea și ordinea publică la frontiera de stat. Printre principalele măsuri care vor fi întreprinse de către instituțiile Poliției de Frontieră la nivel strategic, regional și tactic sunt: vom planifica în serviciu un număr mai mare de angajați în prima linie de control al trecerii frontierei de stat. Totul va depinde de cum va evolua situația cu aglomerațiile în punctele de trecere a frontierei de stat. În acest sens, fiecare conducător la nivel tactic a primit sarcini pentru formarea rezervei necesare în scop de intervenție pentru a fluidiza trafic în punctele de trecere a frontierei de stat și a evita rândurile. Vom sincroniza aceste acțiuni cu colegii noștri din Serviciul Vamal, dar și colegii noștri din România și Ucraina, prin schimb eficient de informații pe traficul transfrontalier, astfel ca împreună să putem interveni cu măsuri necesare. Vom utiliza la maxim infrastructura existentă a punctelor de trecere frontierei de stat și la necesitate vom implementa mecanismul revers. Din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sunt create echipe pentru suport managerial și intervenție în caz de necesitate pentru cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei de stat. Vom prioritiza trecerea frontierei de stat pentru anumite categorii de persoane, cu referință la familii cu minori și pentru persoanele cu necesități speciale. Mai multe echipaje a Poliției de Frontieră vor patrula zona de competență, inclusiv și localitățile de frontieră. Aici vreau să menționez cooperarea excelentă pe care o avem noi cu colegii noștri din Poliția Națională, Inspectoratul General de Carabinieri, Biroul Migrației și Azil și colegii noștri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu care avem stabilite planuri de cooperare pe aceste zile. Pentru implementarea acestor acțiuni, dragi cetățeni, noi venim cu următoarele recomandări. În primul rând, vreau să vă informez că în ziua de astăzi este actualizată pagina Poliției de Frontieră la capitolul Trafic Online și puteți să vizualizați în regim real de timp situația din toate punctele de trecere a frontierei de stat pentru a vă ajuta în planificarea călătoriei. Această aplicație poate fi vizualizată de pe orice dispozitiv care are acces la internet. Vă recomandăm să verificați actele de călătorie înainte de a planifica orice vizită sau deplasare peste hotarele Republicii Moldova. Vă îndemnăm să folosiți
capacitățile nu numai punctelor de trecere la frontiera cu România, Leușeni și Sculeni. Nu uitați că toate punctele de trecere, Lipcani-Rădăuț, Costești, Cahul-Oancea și Giurgiulești-Reni sunt deschise pentru traficul internațional. Astfel nouă ne va permite să fluidizăm traficul în aceste puncte de trecere. Dragi cetățeni, la apariția situațiilor specifice, neînțelegeri, rânduri sau situații de conflict în punctele de trecere, rugăm să manifestați înțelegere, indulgență și stimă reciprocă între dumneavoastră, precum și în raport cu personalul autorităților de frontieră. Pentru aceasta, colegii mei din echipa de comunicare, toți comunicatorii, vor fi în pistele de control, iar în cazul în care considerați că sunteți lezați în drepturi, nu ezitați să telefonați la linia fierbinte 22-259-675. Dragi cetățeni, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este mobilizat la maxim pentru crearea condițiilor confortabile și legere la trecerea frontierei de stat, asigurând un nivel înalt al deontologiei profesionale și responsabilizând călătorii față de regulile existente la frontieră. Împreună vom reuși. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, onorată asistență, pentru cetățenii Republicii Moldova, sărbătorile creștine sunt momente de trăire spirituală, de speranță și bucurie împărtășită alături de familie și de cei dragi. Pe mulți dintre angajații Ministerului Afacerilor Interne, fie carabineri, polițiști, pompieri sau polițiști de frontieră, aceste momente îi găsesc la datorie pentru a asigura liniștea și siguranța în societate. Peste 1000 de carabineri vor fi în stradă și vor acționa pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în cadrul sărbătorilor pascale. Astfel, în această perioadă, pentru desfășurarea într-un climat de siguranță a manifestațiilor religioase pe teritoriul țării, în noaptea de înviere, carabinerii vor fi prezenți pe timpul oficierii slujbelor religioase, pe căile de acces către locașele de cult, precum și la gestionarea fluxului de persoane pe timpul și după terminarea slujbelor creștine. Tot în această perioadă vor fi intensificate măsurile de ordine publică și se vor desfășura acțiuni punctuale cu precădere în zonele unde se produc aglomerări de persoane pentru a nu admite tulburarea liniștii publice sau comiterea faptelor antisociale. Vă urez dumneavoastră și tuturor cetățenilor să vă bucurați cu adevărat de această mare sărbătoare creștină. Astfel puteți solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul carabinerilor, aflați mereu la datorie atât prin contact direct cât și prin apelarea serviciului unic 112. Cu Doamne ajută! Stimați reprezentanți mass media, dacă mai sunt întrebări la aspectul ce ține de Sfintele Sărbători de Paști. Deci am precizat și în cele spuse anterior de mine, pe lângă numărul de efectiv care este zilnic antrenat, va fi sporit cu circa 30% numărul angajaților poliției pentru asigurarea liniștii și ordinii publice. Vreau să vă asigur cu certitudine că poliția va fi suficientă și vor fi atâtea forțe cât se va cuveni pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță. Cu părere de rău, nu că nu am o cifră. Eu am o cifră și pot să o comunic, doar că aceasta este un aspect de activitate care nu se răsfrânge și nu ar trebui să-i vizeze pe cetățenii. Cetățenii pur și simplu trebuie să se afle în liniște. Dacă îmi permiteți o întrebare, nu referitor la evenimentul de astăzi, mulți de dimineață s-au întrebat, inclusiv pe rețelele de socializare, cum a fost posibil ca în centrul capitalei, unde patrolează sute de polițiști, să fie colorată de două ori o clădire și
dacă deja ați efectuat careva măsuri de investigație ca să vedeți cine a făcut acest lucru. Mă refer și la hotelul care a fost colorat anul trecut în simbolul interzis deja în lege. Bine, haideți să facem întâi o mică precizare. La ziua de astăzi încă nu avem intrat în vigoare. Amendamentele care au fost aprobate și promulgate nu sunt publicate în monitor oficial. Ele își vor produce efectul de la data publicării în monitor oficial sau la o altă dată care este indicată în textul legii respective. Este primul aspect. Ce ține de activitatea poliției în raport cu aceste coloristici care sunt aplicate pe o clădire, vreau să precizez că această clădire este un bun imobil care aparține în proprietatea unui cetățean, deci este o proprietate privată. Cu părere de rău, această clădire este neiluminată, ceea ce nu oferă posibilitatea de a vedea ce se petrece exact pe acoperișul acestei clădiri. Eu doar o să fac o mică completare, vedeți că nu este de două ori, este de trei ori colorată. La moment, de exemplu, tot este colorată, deja în altă culoare. Asta ca o mică precizare. Plus la toate, poliția s-a autosesizat pe aceste circumstanțe și în primul caz, care l-ați precizat dumneavoastră, și în cel de-al doilea caz, în dimineața zilei de astăzi, la urmarea apelului 112, proprietara acestui bun imobil a declarat că nu are nimic împotrivă asupra coloristicii respective. Totodată a fost atenționată despre situația că în eventuala sau în timpul apropiat, când va fi publicată în monitor oficial, o astfel de coloristică va cădea sub prisma codului contravențional. Prima dată când a fost colorat, știu că mai mulți șoferi care și-au parcat mașinile sub acest hotel s-au plâns că mașinile au fost bătute după seară. Dacă aveți cereri depuse la poliție și dacă cumva a fost cineva tras la răspundere? O astfel de cerere nu a fost depusă în adresa poliției, nimeni nu s-a adresat cu o astfel de solicitare, absolut nici prin apelul 112 nu a fost o astfel de informație și nici la sediile cărorva instituții sau sedii ale poliției nu s-a adresat niciun cetățean, precum că i-ar fi fost cumva deteriorat mijlocul de transport prin aplicarea cărorva vopsele. Если поправки законодательства вступят в силу и будут опубликованы в официальном мониторе до 9 мая, как будет реагировать полиция на случай единичного или массового использования запрещенной символики? Есть какой-то алгоритм действий, в том числе на 9 мая? Deci, pornind de la idee, eu în primul și în primul rând o să recomand tuturor cetățenilor că noi trebuie să respectăm cadrul legal, indiferent de ce natură este acesta. Legea este lege pentru toți, noi toți trebuie să respectăm cadrul normativ. În situația sau în eventuale situații, noi nu putem vorbi doar de aceste circunstanțe, dar oricare circunstanță sau oricare încălcare admisă de oricare cetățean, de ce natură n-ar fi ea, poliția se va autosesiza și va reacționa exact așa cum prevede cadrul normativ. Dacă nu mai sunt întrebări, stimați jurnaliști, încă o dată eu vă urez sărbători frumoase, să petreceți Sfintele Sărbători de Paști în liniște și pace alături de cei dragi, la fel și tuturor cetățenilor le dorim lucrul respectiv. O zi bună în continuare!